Înainte de a începe acest video, aș vrea să fac o promovare canalului Golden Lemonade. Acesta este un YouTuber care nu are foarte multe videouri pe canal, însă are anumite videouri destul de interesante, face anumite vloguri, face chiar și giveaway-uri și are mai nou și tutoriale în Premiere Pro, ceea ce este destul de interesant. O să aveți acolo linkul canalului său în descriere, dacă vreți să vedeți ceea ce face, puteți să intrați acolo pe linkul din descriere, dați un subscribe, un clopoțel dacă vă place ceea ce postează și bineînțeles puteți să îl susțineți, să-i lăsați acolo un like și să spuneți în comentarii că ați venit de la tutorial. Gratuite. Nu uitați, linkul canalului său este în descrierea acestui video. Hai să trecem la video. Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi despre câteva trucuri utile care te vor ajuta să folosești calculatorul mult mai rapid și mult mai inteligent, am putea spune. Deci, hai să trecem la acest video. Am mai făcut videouri de acest gen în trecut, însă astăzi va fi un fel de browser edition, adică vom vorbi despre cele mai utile scurtături de pe tastatură pe care le poți folosi în browser. În felul acesta vei fi mult mai rapid când vei căuta chestii pe internet, când vei folosi practic un browser și, bineînțeles, dacă vă place aceste idei de video și vreți să mai vedeți astfel de videouri în viitor, nu uita să apăsați acel buton de like, să facem cât mai multe like-uri, hai să facem 1000 de like-uri instant dacă se poate. Bun, hai să trecem la trucurile noastre. În primul rând vom vorbi despre taburi. În această categorie cu siguranță că mulți dintre voi știți deja multe din aceste scurtături, dar o să deschid spre exemplu mai multe taburi. Am aici mai multe taburi deschise. Ei bine, pentru cei care nu știați, control plus orice cifră de pe tastatură vă mută pe tabul respectiv. De exemplu, control plus 2 ne mută pe al doilea tab, control plus 3 ne mută pe al treilea tab și așa mai departe. Deci sunt niște scurtături destul de utile acestea, chiar puteți să le folosiți foarte, foarte bine. De asemenea, dacă apăsați control plus 9, vă duce automat pe ultimul tab. Hai să vă și arăt, asta se și întâmplă, ceea ce este destul de interesant. Control și tab pe tastatură vă duce pe următorul tab din browser și control shift tab vă duce pe tabul anterior. Asta e destul de util și cu siguranță că ar fi ok dacă le-ați folosi aceste scurtături. Control W sau Control F4 vă închide tabul curent și Control Shift plus T vă deschide ultimul tab pe care l-ați închis. În cazul meu e o știre de pe DigiSport. Control T pentru a deschide un nou tab și Control N pentru a deschide o nouă fereastră a browserului vostru. Și bineînțeles că din punct de vedere al utilizării mai avem Alt F4. Această comisie de taste cred că toată lumea știe ce face. Practic va închide complet aplicația noastră. Dacă apăsați pe rotiță când sunteți cu mouse-ul pe un tab, acel tab se va închide și dacă sunteți cu mouse-ul pe un link, puteți folosi combinațiile de taste control și click stânga pentru a-l deschide într-un nou tab și de asemenea puteți apăsa pe scroll din nou pentru a-l deschide într-un nou tab. Shift și click stânga vă deschide un link într-o nouă fereastră și control, shift și click stânga vă deschide într-un nou tab din nou linkul respectiv. O să intru pe Google și apoi voi da click pe mă simt norocos pentru a vă arăta încă alte câteva trucuri. De exemplu, dacă vom folosi combinația de taste Alt și săgeată stânga, ne va duce practic pe pagina anterioară pe care am fost. Alt și săgeată dreapta ne va duce pe pagina pe care am fost anterior, bineînțeles. Foarte simplu, e un fel de înapoi și în față, destul de ușor. De asemenea și backspace-ul, în cazul în care nu știați, o să-l folosesc acum. Combinația de taste F5 vă reîncarcă site-ul. Asta cred că toată lumea știa despre chestia asta, dar poate nu știați de control F5. Ce face control F5? Control F5 dă reload la pagină, dar nu mai ține cont de cache-ul deja de descărcat de acea pagină, în sensul că va redescărca complet site-ul respectiv și în felul acesta puteți să vedeți anumite modificări și asta poate să vă ajute în multe cazuri. Unele pagini pot să dea erori sau chestii de genul acesta în momentul în care le încărcați. Un control F5, o comisie de taste care practic reîncarcă și redescarcă complet acel site, poate să vă ajute. În momentul în care încărcați un site, dacă apăsați tasta Escape, site-ul nu se va mai încărca, asta e un fel de stop. Și comisia de taste Alt plus Home de pe tastatură vă duce pe pagina de bază pe care ați setat-o voi în Chrome. La mine, de exemplu, pagina de bază e un nou tab. Vom vorbi acum puțin despre Zoom. Când vine vorba de Zoom, am intrat acum pe site-ul meu altf4.ro. Apropo, puteți să intrați pe el dacă vreți să vedeți cele mai noi știri din domeniul IT, gaming și așa mai departe. Trecând peste asta, hai să vorbim puțin despre zooming. Dacă apăsați control și plus, veți da automat zoom și control și minus, bineînțeles, veți scoate zoom-ul. Asta cred că toată lumea știa. Sau control și rotiță, puteți să faceți iarăși chestia asta din aceste combinații. Iar combinația de taste control și 0 de pe tastatură vă readuce practic pagina la nivelul
nivelul de zoom by default. F11, bineînțeles, înseamnă un full screen, asta cred că toată lumea știa. Într-o pagină puteți da scroll folosind tastele page up și page down. Astea iarăși sunt niște taste foarte, foarte bine cunoscute. De asemenea, puteți folosi space-ul pentru a da scroll în jos și puteți folosi shift și space pentru a da scroll în sus. Voi puteți alege din ele care vi se pare mai ok. Tasta end vă duce în josul unei pagini automat dacă vreți chestia asta și dacă folosiți scroll, de exemplu, într-o pagină apăsați pe scroll, nu pe un link, într-o porțiune liberă apăsați pe scroll, va apărea acest meniu și cu acest meniu, dacă mergeți în sus, veți putea controla nivelul de scroll, cât de rapid să fie, vedeți și voi, foarte interesant, cu cât îl duceți mai sus, cu atât scrollul va fi mai rapid și în jos iarăși puteți scrolla, asta e foarte util, chiar poate să vă ajute, în felul acesta nu mai trebuie neapărat să folosiți scroll wheel-ul și puteți controla mult mai ușor cât de rapid să se scrolleze, puteți să-l și lăsați așa, de exemplu, vă uitați pe Facebook și în momentul în care vedeți ceva interesant și vreți să vă uitați mai mult, doar dați un click și se oprește unde vreți voi. Dacă vrem, de exemplu, să căutăm rapid ceva în bara de adrese, putem folosi comia de taste pe care v-am mai zis-o, Ctrl-T, ne deschide un nou tab și apoi putem folosi Ctrl plus L sau F6. Ce vor face aceste combinații? Ei bine, ne vor duce în bara de adrese. De exemplu, Ctrl plus L ne duce în bara de adrese, F6 la fel ne duce în bara de adrese, dar chestia asta funcționează și dacă suntem pe o pagină. De exemplu, nu trebuie neapărat să deschidem un nou tab. Uitați, dacă pun Ctrl plus L, ne duce automat în bara de adrese și F6 la fel ne duce în bara de adrese. Și, de exemplu, dacă sunteți în bara de adrese și ați căutat ceva, de exemplu, să zicem tutorial gratuite, dacă apăsați Alt și Enter va face căutarea într-un nou tab, în felul acesta nu pierdeți ce ați făcut în tabul anterior și apoi, de exemplu, puteți să vă întoarceți înapoi în tabul vostru foarte ușor folosind combinația de taste Ctrl, Shift și Tab pe care v-am zis-o mai devreme. Puteți foarte ușor să vă duceți așa între taburi sau Ctrl și numerele, v-am zis 3, 4, 5, 6, le puteți folosi pentru a da switch între taburi. O altă chestie care poate fi utilă pentru mulți dintre voi, când sunteți într-o pagină, puteți folosi combinațiile Ctrl plus K sau Ctrl plus E pe tastatură pentru a da un search pe search engine-ul default din browser. Vedeți, în cazul acesta o să-mi caute pe Google, da? Asta e foarte util, poate să fie chiar util în anumite cazuri. Într-o pagină, Ctrl și F sau F3 vă deschid acest meniu în care puteți căuta o chestie în pagină, care e foarte, foarte util. Am zis și F3 de asemenea face același lucru. De exemplu, caut ceva în pagină Google, pot folosi combinația de taste Ctrl și G pentru a mă duce la următorul match. Vedeți și voi, sunt mai multe cuvinte Google găsite în această pagină. Dacă folosesc Ctrl și G, mă duce la următoarele și așa mai departe. La fel face și F3. Dacă folosesc F3, mă duce la următoarea căutare. Deci e mult mai rapid. Puteți folosi combinația acestea pentru a fi mult mai eficienți în folosirea browserului. Și practic aceeași combinație, numai că un shift adăugat acolo, Ctrl Shift G vă duce înapoi la pe ultimul match pe care l-ați făcut, sau Shift și F3 la fel face același lucru. Hai să testăm și chestia asta. Shift F3 face același lucru. Acum vom vorbi despre câteva combinații de taste foarte, foarte utile. Una foarte comună, Ctrl H, toată lumea o știți, vă deschide istoricul vostru din browser. Ctrl plus J vă deschide download-urile. Aici puteți să vedeți tot ce ați descărcat, istoricul download-urilor, practic, când sunteți pe un anumit site. Dacă aveți această bară de bookmark-uri activă și o folosiți, puteți folosi combinația de taste Ctrl și D pentru a face un bookmark automat cu site-ul respectiv. O altă combinație foarte interesantă este Ctrl Shift și Delete, care vă deschide automat pagina de ștergere a datelor de navigare. Poate fi foarte util în cazul în care vreți să goliți absolut tot din browser. Puteți selecta aici un interval de timp, cred că știți chestia asta, puteți folosi dintotdeauna pentru a reseta practic întreg browserul. Alte câteva combinații care ar putea fi utile pentru anumite persoane: Ctrl P vă deschide pagina de printare a paginii curente, Ctrl S îl puteți folosi pentru a salva automat o pagină în calculatorul vostru, de exemplu eu pot să salvez Alt F4 pe desktop ca un fel de iconiță a browserului și în acest fel poți să accesezi mult mai rapid browserul respectiv. Poate folosiți asta, poate nu. Ctrl O vă deschide această pagină de open prin care puteți insera în browser un fișier din PC-ul vostru. Asta poate fi util în anumite cazuri, în anumite site-uri. De exemplu, dacă o să puneți un fișier random, o să vedeți că o să se adauge ca download. Deci o să vă apară acolo în istoricul de download-uri. Ctrl și U vă deschide sursa paginii și F12 vă deschide practic developer tools. Asta știți și voi că puteți folosi de multe ori ca să modificați chestii în pagini. Asta e destul de interesant după părerea mea. Cam acestea sunt trucurile pe care am vrut să vi le arăt în acest video. Sper că au fost utile pentru voi și sper că multe dintre ele nu le știați, dar ce vreau să vă zic este că în descriere veți avea un link de la un articol de pe site-ul meu unde veți avea toate aceste combinații de taste enumerate din nou și specificat, bineînțeles, lângă ele ce face fiecare, ca să știe toată lumea. Deci puteți arunca o geană și pe site acolo folosind linkul din descriere, dacă vreți să vedeți o mică recapitulare a tuturor scurtăturilor în browser pe care le-am discutat și le-am arătat în acest video.
acest video. Dacă v-a plăcut acest video și dacă vi se pare interesant aceste idei de videouri, nu uitați să îi dați un like și bineînțeles, dacă nu sunteți abonați, să o faceți și să activați și acel clopoțel ca să fiți la curent cu noile videouri care vor urma pe acest canal. De asemenea, dacă voi considerați, puteți da și un share acestui video pe rețelele de socializare, pentru că asta m-ar ajuta foarte mult ca mai multă lume să afle despre acest video. Eu am fost Emi, vă așez pe canalul oficial tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!